Așa voi sta întotdeauna drept și neclintit în fața adevărului și a iubirii. Eu o să spun că îl nominalizez pe Cătălin Smărândescu și am să motivez această alegere. Pe lângă toate lucrurile care s-au discutat astăzi, pe lângă dezechilibrarea energiei a echipei, pe lângă faptul că acoperișul este făcut mai bine în partea domnului, pe mine, de exemplu, dimineața aceea nu m-a deranjat cearta cu Roxana, m-a deranjat atitudinea lui față de TJ, care a fost una foarte agresivă. Cred că ego-ul lui Cătălin este o boală. Și orice boală poate fi vindecată. Eu îmi doresc ca această nominalizare să-l trezească pe Cătălin, să devină un om autentic, să înțeleagă că aici cu toții suntem antrenori unii pentru alții și că nu ne dorim un singur antrenor pentru echipă. Îmi doresc ca, și cu tot respectul față de Cătălin, pe care îl consider un om bun, precum orice alt om care poartă o boală precum ego-ul, suntem cu toții oameni buni, să scape, să reușească cu această nominalizare, să scape de tot ceea ce poate a ținut până în ziua de azi. Chiar astăzi mi-a spus că trece printr-o transformare, că simte că devine un om bun, sunt aici să-l susțin în această schimbare, așa că, Cătăline, tot așa, drept, înainte, în adevăr și în iubire, și o să reușești.